voluntar. Meleche. Meleche lăsat să avanseze. Nemeț. Acolo au superioritate jucătorii voluntarului. Șutul este bun în viclu. Fabulos gol marcat de voluntari, de moldoveanul Damașcan. Ce gol. Excepțională execuția fotbalistului care a revenit la Naționala Moldovei după un an și jumătate de pauză. Și știi că n-a jucat rău. După tot am văzut meciurile alea cu Letonia și cu... nu știu cu cine, cu Luxemburg. Cu Liechtenstein. N-a jucat rău. Dar ce șut! Bine, lasă, nu-l atacă. Îi lasă dreptul, știu că e dreptat. Craiova merită tot ceea ce pățește în acest moment. Sigur că meciul este departe, ați pierdut, cu aia să-i jucat destul de mult timp. Excepțional. Doar 23 de ani acest fotbalist moldovean, care a venit cu o carte de vizită interesantă la vârsta la care a venit la Șepși. Avea 22 în sfârșit atunci. 21-22 de ani. Noi toți spunem că a prins un meci în Serie A, ceea ce nu-i puțin jucător moldovean la 20 de ani să prinzi câteva minute. Câteva minute în Serie A. E adevărat că să pleci, să treci pe la Torino, pe la Fortuna Sittard, prin Olanda și să ajungi la Șepși și sau voluntari, cu tot respectul nostru. Performează mai bine. În fine, este 1-0 pentru voluntari și trebuie să reacționeze în vreun fel Craiova. Cred că acum va trebui să reacționeze. O singură dată a pierdut Craiova pe teren propriu în fața Ilfovenilor. Se întâmpla în decembrie 2015, dar nu știu să juca pe stadionul extensiv.